cred că se impune să elaborăm un plan de acțiune care să se concentreze pe educație, sănătate și infrastructură. Acest plan trebuie să aibă proiecte concrete, termene și responsabili. Cine nu se ține de ele, să ne lase. Trebuie să extindem dialogul și colaborarea cu partenerii sociali. Trebuie să uităm să mai dăm legi și reglementări care nu sunt discutate profund și consistent cu ei. Trebuie să îndreptăm efectele negative ale ordonanței Guvernului 114. Aș dori foarte mult să batem în cuie codul fiscal astfel încât firmele, oamenii, să poată să-și construiască planuri de afaceri pe termen lung. Vreau să fim cei care modernizăm cu adevărat administrația românească. Nu trebuie să lăsăm să se încheie acest an fără să avem planul bine pus la punct care să digitalizeze administrația centrală. Timpul este prea scurt ca românii să și-l piardă stând la coadă. Vreau să fim curajoși și să mergem mai departe cu descentralizarea, pentru că soarele nu trebuie să răsară numai de la București. El poate să răsară și de la Focșani, și de la Vaslui, și de la Bistrița, și de la Slatina, de oriunde din țară. De asemenea, un lucru foarte important. Vă chem să ducem la Cotroceni un președinte al adevărat, un președinte al tuturor românilor, nu doar al găștilor grupate în spatele său. Un președinte care să fie sensibil la nevoile celor mulți, ale celor care sunt defavorizați de soartă. O națiune trebuie judecată nu după cum își tratează cetățenii de rang înalt, spunea Nelson Mandela, ci pe cei necăjiți. Care este grija pentru cei care sunt în suferință, care sunt cei care trebuie să ne preocupe în mod deosebit cu dificultățile lor, cu problemele lor, cărora trebuie să le dăm un răspuns adecvat din partea unei societăți care este cu adevărat democratică și tinde spre prosperitate. După cum vedeți, sunt vremuri foarte complicate la frontierele noastre și nu numai, vremuri complicate în toată lumea. Ca să trecem peste aceste vremuri, trebuie să fim uniți, ca nație. Nu ne mai putem permite un președinte al cărui singur scop să fie realegerea lui. Iar în numele acestei dorințe să sacrifice tot, valori morale, independența justiției, libertățile și drepturile românilor. Este timpul pentru un președinte care să ne unească și nu să ne dezbine.